Încă o dată, în dimineața aceasta, să spun împreună cu cei prezenți în casa Domnului, preamărit și binecuvântat să fie. Amin. Ca în timpul pe care o mai avem la îndemână, să ne apropiem împreună de acest cuvânt pe care l-am citit și repet ce spuneam atunci când v-am invitat să deschide Scripturile împreună cu mine, cuvântul acesta l-am mai citit și joi seara. Joi seara, pentru că programul împărtășirii noastre a fost încărcat, a fost puțin timp pentru cuvânt, de aceea am hotărât ca în dimineața aceasta, dacă tot trebuie să-l înlocuiesc pe fratele Sorin, să citesc același cuvânt și apoi la ceea ce am spus joi să adaug câteva gânduri, pentru că avem în față un cuvânt foarte bogat. Pentru că este vorba despre o pildă rostită de Domnul Iisus, o să vă rog să mă îngăduiți ca la început să spun câteva cuvinte despre pilde. Câteva cuvinte cu caracter general. Pilda este o istorioară scurtă care, folosindu-se de imagini și realități din viața obișnuită, transmite niște adevăruri spirituale. Uneori este vorba despre un adevăr, alteori despre două, sau alteori chiar despre mai multe adevăruri. Câteodată noi, predicatorii, facem exces de zel, spiritualizând toate detaliile unei pilde și ajungem câteodată la lucruri care stârnesc zâmbete prin ascultătorii noștri. Aș vrea să vă spun că Mântuitorul Iisus a folosit pildele în mod obișnuit în vorbirile sale. În Evanghelistul Matei scrie Evanghelia, la câțiva ani, poate la câteva zeci de ani de când a fost martor ocular la toate aceste lucruri despre care scrie, el își amintește că Domnul Iisus a spus noroadelor toate aceste lucruri în pilde și zice Matei că Iisus nu le-a vorbit deloc fără pilde. Afirmația aceasta o veți găsi în Matei, capitolul 13, versetul 34. M-am întrebat și poate că v-ați întrebat ca și mine, oare de ce Mântuitorul Iisus a folosit atât de mult pildele, încât Matei a putut să spună lucrul acesta, că nu le vorbea deloc fără pildă. Ar fi mai multe motive pentru care Domnul Iisus a apelat la pilde și le-a folosit. Noi, predicatorii, le folosim câteodată pentru că ținem neapărat ca pildă, ca predica noastră să aibă o oră, dacă se poate, o oră și 5 minute. Dar Mântuitorul Iisus nu le-a folosit niciodată pildele cu scopul de a umple timpul, de a ajunge la o anumită limită pe care El și-a propus. Când a folosit pilde, Mântuitorul Iisus le-a folosit pentru a-i ajuta pe ascultătorii săi, de obicei oameni simpli, să înțeleagă niște adevăruri spirituale profunde. Pe de altă parte, pildele acestea ajutau și la fixarea în memoria ascultătorilor a adevărurilor. Probabil că ați observat și dumneavoastră, ca și mine, că de multe ori, după ce ne vizitează câte un frate, la ceva vreme după ce pleacă din mijlocul nostru, mai reținem din mesajul dumnealui pilde. Și câteodată ne întrebăm, oare ce-a vrut să spună cu pilda aceea? Mi-a avut aminte că a spus pilda aceea, mai știu eu ce fel de pildă. Și încercând să ne aducem aminte, oare ce adevăr a vrut să spună, ne amintim adevărul acela și el rămâne fixat în memoria noastră. Pe de altă parte, poate că ați observat și iarăși zic la fel ca și mine, că ascultătorii parcă ascultă mai atenți când mesajul este împodobit cu istorioare, cu întâmplări. Cu vreo 3 ani în urmă ne-a vizitat un frate pentru care am toată stima și toată aprecierea, pentru că îl cunosc destul de bine. Într-o joi seara a rostit o predică inspirată numai și numai din Scriptură, timp de o oră, o oră și 10 minute,
a folosit doar texte din Scriptură fără să povestească cu istorioară. Și mulți dintre ascultătorii care erau în seara aceea în casa Domnului, probabil că au pierdut firul predicii destul de repede. Dar dacă ar fi venit un alt frate care în mesajul dumnealui să fie inclus vreo 7-8-10 istorioare, poate le are, dar unele dintre ele sub semnul întrebării, eu cred că toată asistența l-ar fi ascultat cu atenție până la capăt. Și să știți că mi-am pus întrebarea aceasta, oare cum se face că atunci când un predicator folosește doar texte din Scriptură, verset după verset, și noi spunem că acest cuvânt al lui Dumnezeu este plin de putere, ne vine greu să-l mai urmărim după 15-20 de minute. Dar dacă ne povestește în predica lui, mesajul lui, multe istorioare, ne captează atenția și ne-o păstrează până la capătul predicii. Dacă se poate 2 ore, 2 ore stăm și-l ascultăm. Este o temă de meditație, dar eu vă propun să fim cu luarea minte și să prețuim mai mult cuvântul scris al lui Dumnezeu. Pentru că ăsta este cuvântul care stă în picioare. Mântuitorul Iisus a folosit și el pilde. Din pildele pe care le-a folosit, evangheliștii au consemnat pentru noi în jur la vreo 35-36 de pilde. Probabil că Mântuitorul va fi rostit mai multe, pentru că timp de 3 ani și jumătate el a predicat și n-a fost programat să predice odată pe lună cât ne vine câteodată în 9 rânduri, ci l-a predicat poate 5, 6 sau 7 zile din 7. Și mesajele lui au fost foarte diferite de ale noastre, mult mai bogate. El a predicat în orice împrejurare, nu doar când a fost prins în programarea bisericii sau a sinagogii. De aceea eu cred că el a rostit mult mai multe pilde decât sunt rostite aici, dar acestea sunt rostite pentru noi, ca să învățăm câte ceva. În dimineața aceasta am citit una dintre pildele Domnului Iisus, pildă care a fost numită pilda ispravnicului necredincios. Pe toți predicatorii pe care i-am ascultat, i-am auzit afirmând același lucru. Aceasta este cea mai dificilă de interpretat din toate pildele Domnului Iisus. Și asta pentru că, pe de o parte, ai impresia, citind-o, că Domnul Iisus încurajează o trăsătură de caracter pe care, în mod obișnuit, a criticat-o, a condamnat-o, care în Biblie este cumva pusă la index, necredincioșia. Dar totuși aici, ispravnicul acesta necredincios, citești că a fost lăudat de către stăpânul lui pentru că lucrase înțelepțește. De aceea este foarte important, dragii mei, să analizăm cu atenție pildele Domnului Iisus, să vedem pe ce a pus Domnul Iisus accentul, pentru că dacă nu suntem atenți, riscăm să patinăm în alte direcții și nu ne este de folos. Pilda din dimineața aceasta, așa ca multe alte din pildele Domnului Iisus, are de-a face cu agricultura, domeniul de activitate al multora dintre ascultătorii lui. Veți spune, de unde știi, frate, lucrul acesta? Pentru că este vorba despre o avere care trebuia să-i aducă stăpânului ei din produsele câmpului, din produsele livezii. Și spuneam și joi seara, dacă vorbim despre un de lemn, cu siguranță că a fost vorba despre o livadă de măslin. O parte din averea acelui om presupunea o livadă sau poate mai multe. O altă parte presupunea un teren arabil, pentru că pe terenul acela arabil se cultiva grâu, iar unul dintre datornici trebuia să dea înapoi stăpânului o anumită cantitate de grâu. De aceea, pentru că are de-a face cu agricultura și pentru că mulți dintre noi nu mai suntem conectați sau nu am avut nici un fel de experiență în domeniul acesta, este nevoie să punctăm câteva lucruri pentru a descrie bine situația. În vremea aceea, în Israel,
Era un obicei ca oamenii bogați să-și simplifice oarecum viața și poate având în vedere vreo călătorie sau pur și simplu un trai mai confortabil, alegeau să numească pe cineva care să le administreze averea, proprietățile. Omul numit pentru a face lucrul acesta putea să fie unul dintre robii lui, un rob de încredere care dovedea abilități de un anume fel. Sau în același timp putea să fie un alt om din cetate care, despre care se spunea că este priceput. În pilda aceasta, eu cred că este vorba, și spuneam și joi seara, despre un ispravnic care nu a fost rob al acelui stăpân, ci a fost un alt om de din cetate, poate, din satul acela, din zona aceea. Deci eu cred că n-a fost vorba despre un rob, ci despre un om liber? Pentru că spuneam joi seara și repet în dimineața aceasta, atunci când ispravnicul a fost anunțat că nu va mai putea fi ispravnic, că va fi scos din isprăvnicia lui, adică din funcția aceea, omul ăsta era preocupat, îngrijorat pentru viața lui, cu ce se va întreține. Dacă ar fi fost vorba despre un rob, n-ar fi avut îngrijorarea aceasta. Pentru că era datoria stăpânului să-i ofere robului o haină, chiar dacă nu de bună calitate, să-i ofere o coajă de pâine cu care să-și întrețină viața și un anume adăpost undeva în acareturile gospodăriei lui. Dar omul acesta, ispravnicul, n-avea dreptul nici la coaja aceea de pâine după ce va fi scos din ispravnicie, nici la un acoperiș deasupra capului și era preocuparea lui să-și acopere aceste nevoi de bază ale vieții. Mai mult decât atât, vedeți, el se și întreabă, oare ce voi face eu când voi fi scos din isprăvnicie? Dacă ar fi fost un rob, întrebarea asta nu-și mai avea sensul, că robul nu are voie să aleagă el ce să facă și ce să nu facă. Stăpânul îi spune, iar el execută. Lucrul ăsta însă nu este foarte important, de aceea nu voi zăbovi asupra lui. Joi seara am pus accentul mai mult pe faptul că ispravnicul acesta, într-un anume fel, ne simbolizează pe noi. Și voi aminti doar foarte pe scurt câteva lucruri pe care, care mă fac să trag această concluzie. El era un ispravnic și asta înseamnă că toate lucrurile, toate bunurile, toată averea peste care el avea control, era a altcuiva, el era doar unul care a fost desemnat, delegat, înzestrat cu o anumită autoritate să se ocupe, să gestioneze, să facă, dacă vreți, management. Dar nimic din ceea ce era sub controlul lui temporar nu îi aparținea, totul era al stăpânului. Și atunci am făcut comparație cu ceea ce spunea apostolul Pavel când i-a scris lui Timotei și a spus, noi, atunci când a venit în lumea aceasta, noi n-am dus nimic cu noi. Iar când vom pleca din lumea aceasta, oricât ne-a fost îngăduit să adunăm, nu vom duce cu noi nimic, vom lăsa totul în urmă. Că venim cu mâinile goale, am arătat joi seara printr-un exemplu personal, pe care n-aș mai vrea în dimineața aceasta să-l repet, pentru că poate că e amuzant pentru unii. Și o să rămâneți doar cu lucrul ăsta din toată predica mea. Dar este evident, dragii mei, care mă ascultați în dimineața aceasta, că noi venim în lumea aceasta pe care Dumnezeu Ziditorul a creat-o. Tot ce există în lumea aceasta exista când ne-am născut noi. Când am venit, noi n-am adus nimic din punct de vedere material. Noi n-am contribuit cu nimic la lucrurile din lumea aceasta. Când vom pleca de aici, poate vom purta o pereche de încălțăminte sau poate un costum cumpărat să ni se potrivească și atât. Mâinile ne vor fi goale. Pe de altă parte, ispravnicul acesta, citim despre el că risipea averea stăpânului său.
toate cele bunuri care au fost puse sub controlul lui pentru o vreme, înțeleg că el le-a folosit nu pentru a aduce un profit stăpânului său, ăsta pentru asta l-a angajat și a arătat încredere. Pentru asta i-a dat o anumită autoritate să lucreze în folosul lui. Dar ispravnicul acesta îi risipea stăpânului averea, adică el cheltuia în scop personal. Și nici măcar nu cheltuia cu înțelepciune ca la o anumită vreme, mai târziu, să poată trage vreun folos. El se gândea totul în termenii de aici și acum. Foarte interesant, omul acesta a fost părât la stăpânul lui că îi risipește averea. Am să fiu sincer cu dumneavoastră și vreau să vă spun că azi noapte, găsindu-mă la lucru, am ascultat vreo 9 sau 10 predici pe textul acesta. Și am ascultat câțiva predicatori reprezentanți de penticostalilor, am ascultat câțiva care veneau din mediul baptist și am ascultat câțiva care veneau din mediul adventist. Unul dintre predicatori, și n-am să vă spun de unde provenea, timp de 50 de minute aproape s-a ocupat cu întrebarea: oare de ce l-a părât? Sigur că și asta, până la urmă, îi oarecum de știut, e bine de știut, dar nu pe asta cade accentul pildei. De ce l-a părât? Că a furat mai mult ca el, că el a profitat de ceva ce ăsta nu a putut profita, cine l-a părât? Astăzi detalii pe care Domnul Iisus nu mi le-a dezvăluit și nu are rost să ne sfârmăm capul cu ele. Să ne oprim mai mult la ceea ce Domnul Iisus Hristos ne spune, nu la ceea ce nu ne spune. Cert este că stăpânul, auzind că ispravnicul îi risipește averea, l-a chemat și a spus: ascultă, am auzit despre tine vorbindu-se că nu ești credincios în lucrul încredințații. Va trebui să te pregătești să-mi dai socoteala despre isprăvăcia ta. Și pentru că era vorba despre o avere, evidență nu putea fi dată, l-ai luat de pe câmp repede, hai vino și spune. Existau acolo niște înscrisuri, zapise sunt numite aici. Și omul acesta a avut o anumită perioadă de timp la îndemână, de când stăpânul a somat și până când a venit vremea să se prezinte în fața stăpânului cu înscrisurile acelea, cu evidența, ca să dea socoteală. Întâi stăpânul i-a spus: am auzit asta și va trebui să dai socoteală. Și el a avut un timp de pregătire ca să poată da socoteala aceasta. Ei bine, cea mai mare parte a pildei rostită de Domnul Iisus se apleacă exact asupra acestei perioade în care ispravnicul știa că va trebui să dea socoteală, în care știa că socoteala aceasta îi va fi nefavorabilă, că urmează să fie scos din isprăvnicie și a avut timpul necesar să-și pregătească retragerea. Foarte interesant, se adresează datornicilor stăpânului său. Aici sunt date două exemple, poate că vor fi fost mai mulți. Și ispravnicul acesta le spune datornicilor: scrie altceva pe zapisul tău. Dacă ai avut 100 de măsuri de un de lemn de dat stăpânului meu, i-a zis datornicului: ia-ți zapisul și cel de dragul de scrie 50, adică doar jumătate. Celui care avea de dat înapoi, de dat stăpânului 100 de măsuri de grâu, i-a spus: ia-ți zapisul și scrie 80. Și posibil să se fie adresat în felul acesta tuturor datornicilor stăpânului său. Vedeți dumneavoastră, însă și lucrul acesta a ajuns la urechile stăpânului. Și spuneam joi seara că iarăși văd o asemănare cu noi, pentru că Dumnezeu cunoaște felul nostru de a lucra. Indiferent că e vorba despre felul nostru de a lucra în biserică, indiferent că este vorba despre felul nostru de a trăi și de a ne comporta și de a lucra în afara bisericii, totul este cunoscut despre fiecare dintre noi.
Frații, la timpul de rugăciune, au citit cuvintele minunate ale Psalmului 139, în care David exclamă cu imire: Doamne, Tu cunoști totul despre mine. Chiar și cuvântul, înainte de a mă ajunge pe buze, înainte de a-l îmbrăca în haina sunetului, Tu știi deja, când el este doar la stadiul de gând, în mintea mea, în inima mea. Doamne, Tu-l cunoști întru totul. Și adevărul este că Dumnezeu cunoaște totul despre fiecare dintre noi. Știți ce mă surprinde pe mine? Mă surprinde faptul că atunci când stăpânul a aflat că acest ispravnic îi risipește averia, a hotărât să-i ceară socoteală și pentru că bănuia că zvonurile acelea sunt reale, i-a spus: nu mai poți să fii ispravnic. Adică a fost ceva ca o amenințare. Însă, când ispravnicul acesta a lucrat așa cum a lucrat, pregătindu-și retragerea, stăpânul stă scris în versetul 8, unde se și încheie pilda, stăpânul lui a lăudat pe ispravnicul nedrept pentru că lucrase înțelepțește. Și aici se termină pilda. Foarte interesant, eu mi-aș fi dorit să știu cum s-a terminat toată istoria aceasta. Dacă întâi l-a amenințat, iată că acum l-a lăudat, l-a apreciat, oare cum s-a terminat toată istoria aceasta? Nu e important cum s-a terminat, importantă este învățătura pe care Domnul Iisus vrea să ne-o transmită. Domnul Iisus începe prin a spune: fiii viacului acestuia față de semenii lor sunt mai înțelepți decât fiii luminii. Mântuitorul Iisus vorbește aici despre două categorii diferite de oameni. Fiii viacului acestuia pe de o parte și pe de altă parte fiii luminii. Cine sunt unii și cine sunt ceilalți? Mântuitorul Iisus îi definește în felul acesta pe oamenii aceia pe care Evanghelia, când este proclamată, îi desparte în două categorii. Mântuitorul Iisus a venit să aducă Evanghelia împăcării omului cu Dumnezeu. Evanghelia aceasta a fost propovăduită timp de 3 ani și jumătate în toate ținuturile din Țara Sfântă. Iar după înălțarea Domnului Iisus Hristos la cer, Evanghelia aceasta avea să fie transmisă de ucenicii săi mai departe. Vreau să vă spun, dragii mei, că oriunde se propovăduiește mesajul Evangheliei, ascultătorii se împart în două categorii. Sunt fiii luminii, oamenii aceia care ascultă Evanghelia, care își deschid inima, care o primesc, o iubesc, și o prețuiesc această Evanghelie, se bucură de ea. Oamenii ăștia sunt fii ai luminii. Și veți vedea că Apostolul Pavel, în epistolele sale, va preluă simbolul acesta și le va spune credincioșilor: voi nu mai sunteți ai întunericului, voi sunteți fii ai luminii, pe voi lucrurile acestea nu vă pot surprinde nepregătiți, pentru că nu mai trăiți în întuneric, ci în lumină și așa mai departe. Nu mai vă implicați în lucrările neroditoare ale întunericului care lucrați altădată. Este un simbol pentru cei care au devenit, în urma ascultării Evangheliei, copii ai lui Dumnezeu. Și în numărul lor suntem cupriși și noi, slăviți să fie Domnul. Amin. Pe de altă parte însă, fiii viacului acestuia sunt oamenii care n-au auzit Evanghelia sau au auzit și nu au primit-o. Dintr-un motiv sau dintr-un altul, inima lor a fost rece, a fost de piatră, a fost închisă pentru Evanghelie. La ușa inimii acelor oameni a fost Sfânt a bătut mereu, ca și la inima acelora cu care martirul Ștefan a avut schimbul de vorbe. Știți dumneavoastră? Și Ștefan le spune la un moment dat: oameni tari la cerbice, voi întotdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt. Oamenii care sunt desemnați prin această categorie, fiii viacului acestuia, sunt oamenii care sunt refractari la Evanghelie. Însă, vedeți, surpriza este că, zice Domnul Iisus, fiii viacului acestuia, față de semenii lor, sunt mai înțelepți decât fiii luminii. Nu vă surprind cuvintele Domnului Iisus? Parcă apreciază mai mult pe cei din lume decât pe cei care au primit Evanghelia. Dar știți de ce?
Pentru că aici este vorba despre modul de a-și pregăti lucrurile, de a-și pune toate șansele de partea lor spre a atinge un anume obiectiv. Pentru că ispravnicul acesta și-a propus că atunci când va fi scos din ispravnicie, el să aibă unde să fie primit. El și-a pregătit lucrurile în felul acesta. Spunea un om al lui Dumnezeu, un mare predicator, că oamenii din lume sunt mai abili decât copiii lui Dumnezeu când este vorba de a-și atinge scopurile lor. Ei au scopuri pământești fără îndoială. Dar în atingerea scopurilor lor pământești, oamenii din lume sunt foarte înțelepți, foarte abili, știu să folosească vremurile, împrejurările, situațiile și își ating scopurile. În același timp, copiii lui Dumnezeu sunt sfătuiți, sunt învățați, sunt îndemnați, în fața lor sunt puse niște scopuri și mulți dintre ei stau nepăsători, socotind că dacă au primit Evanghelia, dacă s-au predat, dacă, și mai departe nu mai fac efortul. Nu se mai străduiesc cu nimic. Aș vrea să vă spun că în vremea aceasta se propovăduiește foarte mult și cu foarte mult succes o Evanghelie care parcă nici nu te mai îndeamnă la nimic. Ai venit, ai primit Evanghelia, ți se spune că ești ok, ai fost scris într-un registru de membri, de aici înainte nu mai ai, frate, de făcut nimic. Și sunt biserici care numără zeci de mii de membri care împărtășesc această doctrină. Însă, dragii mei, Mântuitorul Iisus ne-a învățat mereu că noi, ca să fim copii ai lui Dumnezeu, pentru că suntem copii ai lui Dumnezeu, noi suntem chemați să trăim un altfel de viață. Deci nu prin faptele noastre ne câștigăm mântuirea, ci prin faptele noastre dovedim că am primit-o, că ea este reală în viața noastră. Aici este accentul care trebuie pus așa cum se cuvine. N-aș vrea să mă duc prea departe. Un om al lui Dumnezeu pe care l-am mai citat de câteva ori în scurtele mele predici, spunea că a fost făcută cândva o statistică, un fel de studiu. Și în mod obișnuit, în medie, creștinii alocă de 20 de ori mai mult timp pentru nevoile și problemele personale decât pentru nevoile lucrării lui Dumnezeu. Studiul acesta se pare că a fost făcut undeva în Scoția, deci nu reprezintă biserica din loc. Poate că la noi procentul ar fi un pic diferit. Dar să știți că stau și eu și mă întreb că în ultima vreme văd că printre creștini a tot scăzut dispoziția de a face ceva pentru lucrarea lui Dumnezeu. Să meargă altul, să facă altul, să se ocupe altul și așa mai departe. Nu-i treaba mea, nu-i responsabilitatea mea, avem un plătit pentru asta, avem un plătit pentru cealaltă și tot felul de scuze pe care creștinii din ziua de astăzi, creștinii de astăzi, 21 le invocă pentru a sta liniștiți în bani și pentru a nu face nimic. Dar lucrarea lui Dumnezeu, să știți că trebuie făcută și se face cu oameni cărora le pasă. Cu oameni care au pe inimă lucrarea aceasta, care sunt preocupați să meargă bine lucrarea Stăpânului. Că Stăpânul este Dumnezeu Tatăl nostru, slăbit să fie numele Lui. Mântuitorul Iisus continuă și spune, faceți-vă prieteni cu ajutorul bogățiilor nedrepte. Când vorbește despre bogății nedrepte, El nu se referă la bogății câștigate necinstit. În România, problema aceasta este foarte prezentă și foarte acută. Oameni care după Revoluție și-au făcut de toate și nu o să intru în detalii. Mântuitorul Iisus, când zice bogățiile nedrepte, nu se referă la bogățiile acelea câștigate prin mijloace necinstite, jefnămială, exploatare și așa mai departe. Nu. Mântuitorul Iisus se referă aici la niște bogății la care avem acces, fără ca noi să le fi meritat. Tot ceea ce există este al Stăpânului, este al lui Dumnezeu. Nouă ne-a fost îngăduit să ne folosim de ele pentru o vreme. Bogățiile astea nu sunt ale noastre, deși de multe ori ne lăsăm convinși de ideea că
noi am adunat, că noi am făcut. Știți? Cu cât sunt mai multe, cu atât e mai mare primejdea de a crede că noi le-am adunat și că sunt ale noastre. Adevărul este că sunt ale lui Dumnezeu și noi suntem doar administratori. Noi trebuie să folosim toate oportunitățile pentru ca lucrarea lui Dumnezeu în locul în care suntem noi așezați să propășească. Și dacă ești de acord cu mine, și trebuie să fii de acord, atunci trebuie să spui întrebarea: în ce fel ai contribuit? În ce fel ai folosit oportunitățile? Înzestrările pe care Dumnezeu le-a pus sub controlul tău pentru o vreme, oportunitățile pe care le-ai întâlnit în drumul vieții tale pentru ca lucrarea lui Dumnezeu să propășească. Pentru că dacă le-ai folosit pe toate acestea și lucrarea lui Dumnezeu n-a propășit, s-ar putea să cazi în ceea ce spunea Domnul Iisus la începutul pildei, în risipă. Un alt adevăr pe care Domnul Iisus îl exprimă aici, un adevăr pe care nu l-am regăsit în niciuna din predicile pe care le-am ascultat astă noapte, din păcate, versetele 10, 11 și 12 ne lasă să înțelegem că isprăvnicia aceasta în care fiecare dintre noi suntem prinși sau implicați este un fel de examen, dacă vreți, un fel de test. Pentru o vreme ni se îngăduie să avem control asupra tuturor acestor lucruri pe care Dumnezeu le așează în jurul nostru, pentru că Dumnezeu se uită la noi să vadă cum le folosim. Dacă suntem credincioși în lucrurile mici, le vom căpăta și pe acelea mari. Dacă nu suntem credincioși în lucrurile mici, nu le vom căpăta pe acelea mari. Despre ce este vorba? Am să fac referire la o altă pildă rostită de Domnul Iisus, tot în Evanghelia după Luca, de data aceasta, în capitolul 19, pilda foilor. Un stăpân cu un om de neam mare s-a dus într-o țară îndepărtată ca să-și ia o împărăție și apoi să se întoarcă. A chemat 10 din robii săi și le-a dat 10 foi. I-a spus: puneți-i negoți până mă voi întoarce. Și la unul i-a dat un pol, la ăștia le-a dat câte un pol la fiecare din robi. După vreme el s-a întors. Și robii aceștia s-au prezentat înaintea lui și au spus: stăpâne, polul tău a mai adus încă 10 poli. Altul a venit și a zis: Doamne, polul tău a mai adus încă 5 poli. Și a venit până la urmă și unul care a zis: iată-ți polul înapoi, l-am păstrat, am venit într-un ștergar, l-am pus la adăpost, ăsta e al tău, ia-ți-l înapoi. Însă eu am omis să vă spun ceva, citând pilda aceasta. La cel care a dobândit 10 poli, stăpânul i-a spus: bine, rog bun, fiindcă ai fost credincios în puține lucruri, primește cârmuirea a 10 cetăți. Celui de-al doilea, care a câștigat 5 poli cu polul pe care îl primise, ăsta i s-a spus: primește și tu cârmuirea a 5 cetăți. Vedeți dumneavoastră, a fost un fel de examen pentru ei, un fel de test. Pentru că după întoarcerea stăpânului, oamenii aceștia au fost răsclătiți. Noi, copiii lui Dumnezeu, avem oportunitățile pe care Dumnezeu le-a așezat la îndemâna noastră. De felul în care ne vom gospodări responsabilitățile acestea, cum le vom folosi, dacă vom aduce un câștig pentru stăpânul nostru, va depinde la întoarcerea Domnului Iisus dacă primim ceva sau dacă nu primim nimic. Apostolul Pavel scrie o epistolă fraților din Corint. În capitolul 6 din cea din tâi epistolă, scrie două epistole de fapt, în cea din tâi, capitolul 6, zice Pavel către frații din Corint: voi nu știți că sfinții vor judeca lumea? Și apoi iar zice: nu știți că noi vom judeca pe îngeri? Copiii lui Dumnezeu au în față un viitor binecuvântat. Te-a așezat Dumnezeu într-un anume loc și vrea să vadă ce faci pentru El și pentru împărăția Lui. Dacă te achizi cu bine, dacă ești preocupat să aduci un folos stăpânului tău, atunci când El se va întoarce,
atunci vei căpăta o poziție de slavă. Și vreau să vă spun cu acesta, Scriptura, în repetate rânduri și în diverse locuri, atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament, vorbește despre o răsplată pe care o vor primi cei care au slujit bine. Citiți-vă rog primele versete din Daniel, capitolul 12, și veți vedea, cei neprihăniți vor străluci ca soarele. Și stelele au diferite intensități în lumina pe care o dau. Așa vor fi oamenii neprihăniți. Sălucirea aceea diferită va fi determinată de cât de preocupat ai fost în viața aceasta ca ispravnic peste lucrurile pe care Dumnezeu le-a pus sub controlul tău, cât de determinat ai fost, cât de preocupat ai fost să aduci un folos, un profit. Aș vrea să vă spun, dragii mei, că de multe ori mi-am făcut procese de conștiință. Am crescut într-o biserică pentecostală. Am avut o Biblie în casa în care am crescut. Am avut o mamă și o bunică de mă îndemnau mereu să citesc din Cartea Sfântă, să-L caut pe Dumnezeu. Și am îngăduit să treacă ani și ani în viața mea, în care n-am adus niciun fel de rău. Anii ăia, și n-au fost puțin la număr, au fost ani risipiți, anii copilăriei mele, anii adolescenței mele, anii tinereții mele, primii ani ai maturității. Am stat într-o noapte înaintea Domnului și am zis, Doamne, dacă m-ai întrebat ce calificativ cum pe toți anii aceștia, a trebuit să recunosc cu adâncă părere de rău că au fost ani risipiți. Dumnezeu s-a ocupat de mine și m-a ajutat să înțeleg unele lucruri și s-au mai schimbat unele lucruri în viața mea coșcurului. Eu nu știu câți ani mai am de trăit, dar știu că este o socoteală pe care o vom da. Mai devreme sau mai târziu vom da socoteală de toate oportunitățile pe care le-am avut în timpul vieții noastre. De toate împrejurările în care puteai să faci ceva pentru Dumnezeu, pentru cauza împărăției Lui și ai preferat să trăiești pentru tine. Înzestrările pe care Dumnezeu ți le-a dat, abilitățile, priceperea, îndemânarea, toate lucrurile acestea fac parte din isprăvnicia ta. Pentru că dați-mi voie să vă spun în final că isprăvnicia este de fapt viața noastră. Știți de ce cred lucrul ăsta? Există aici o paralelă, așa să vă o aduc în față. Isprăvnicul zice, știu ce am să fac, pentru că atunci când voi fi scos din isprăvnicie, ei să mă primească în casele lor. Și acum vă rog să luați aminte la cuvintele Domnului Iisus. Pentru că atunci când veți muri, să vă primească în corpurile lor. Vedeți paralela? Vedeți paralela? Isprăvnicia este viața noastră. Că e vorba de 60 de ani, că e vorba de 70 sau 80, cel mai important lucru este să fim credincioși de Domnul. În al doilea rând, de-a lungul vieții acesteia, a acestei isprăvnicii, dacă vreți, să ne facem prieteni cu oricum bogățiilor care nu sunt ale noastre. Și joi seara spuneam cam cum am putea să ne bogățim față de Dumnezeu, să ne facem prieteni cu oricum bogățiilor care nu sunt ale noastre. În al doilea rând, să ținem minte că viața noastră, isprăvnicia noastră, este un fel de test pe care noi îl dăm. Și în funcție de cât de credincioși suntem, vom căpăta o răsplată. Dacă nu vei căpăta o răsplată, nu va fi din cauza că predicatorul din biserica în care ai crescut a fost unul mai slăbuț. Dacă nu vei primi o răsplată, nu va fi din cauza că n-ai fost într-o biserică mare și foarte bine organizată. Dacă nu vei primi răsplată, va fi numai din cauza că ai risipit oportunitățile atât de cât Dumnezeu ți le-a pus la îndemână. Să nu uitați lucrul acesta.
Dumnezeu să ne binecuvânteze să fim doritori pentru El. Amin. Să rugăm pe Dumnezeu să ne facă niște ascultători și niște împlinitori. Nu ne-ar folosi la nimic, ba mai mult ne-ar acuza dacă am ascultat cuvântul și nu l-am împlinit. Domnul să ne ajute să împlinim cuvântul. Amin. Să ne rugăm Domnul.